Pace Domnului Iisus, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Ne bucurăm că am ajuns în mijlocul dumneavoastră. A fost o dorință mai veche. Să fim, da, dreptul sinceri, sunt crescut, am copilărit la Carei. Dar prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dus peste hotare pentru o vreme. Am fost plecat mulți ani, am fost plecat din țară din 2004 și am locuit o perioadă în Danemarca, după care am plecat în Norvegia, unde m-am căsătorit cu soția mea, cu Ana, care sunt în mijlocul dumneavoastră. Și acolo am locuit pentru o perioadă de vreo 14 ani. Și Dumnezeu ne-a spus să venim în țară. Și am zis, venim în țară. Dumnezeu ne-a purtat de grijă și am văzut minunile și am văzut lucrările binecuvântate a lui Dumnezeu peste viața și peste corpul nostru. Și am văzut cum Dumnezeu poartă de grijă. Acolo unde n-am avut mamă și tată, El mi-a fost și mamă și tată. Și cum El a lucrat, nimeni n-a lucrat. Slăvit să-i fie numele Lui. Că rugăciunile le-a ascultat El. Și vă spun, fraților, mă întristez că văd ce se așează și peste țara asta. E bătută din atâtea direcții și lovită din atâtea și să fac atâtea planuri împotriva țării acesteia. Și am zis, Doamne, numai Tu poți, Tu ne chem pe toți în țară. Și am zis, Doamne, dă-ne putere să mijlocim pentru țara asta, că e așa multă nevoie. E atât de multă nevoie. Eu mă îngrozesc ce se întâmplă. Mă îngrozesc ce se întâmplă. Ce vor să facă parlamentarii, care vor să ne conducă numai în robie. Și am zis, Doamne, nădejdea ești Tu. Aleluia. Privirea noastră e țintită la Tine, Doamne. Căci biruința numai Tu ne-o dai. Aleluia. Noi locuim la București. Noi am venit de la București la Carei. La Carei e tatăl meu și am venit la familie, am venit acasă. Noi facem homeschooling cu copiii. Nu i-am băgat nici la școală. La ce să discută și la ce să zice. În biserici nu se mai zice, culmea, nu se mai zice nimic de vaccinuri. Zic bisericile libere. Fraților, nu e bun, punct. Lucrul ăsta nu se zice. Nu e bun. Au murit prea mulți. De ce să tace? Să tace. Au murit frați de-ai noștri care sunt conducerea cultului penticostal și toată lumea tace. Păi dacă eu tac, nu mă fac părtaș cu ei? Nu sunt și eu de vină? Că tac? Cu alții cum e ce fac? Acopăr? Ce face unul și altul? Păi dacă a murit, să-i spui că e bun? Nu e bun. Punct. Poate să-mi zic ei ce vor. Biblia îmi spune că dacă vi se pare ceva rău, fugiți. E rău? E rău. Fug. Gata. Dorința mea personală pentru mine, ca înainte să plecăm de acasă, de la București, ne-am rugat cu copiii și am zis, Doamne, să mergem, să nu mergem, eram așa. Acum știam, drumul e lung, se pot întâmpla multe și ne-am rugat acasă. Și Dumnezeu mi-a vorbit. Din Evrei, capitolul 11, cu versetul 6. Și fără credință este cu noi putință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe Cel ce-L caută. Slavă Lui! Ăsta m-a însuflețit și ăsta mi-a dat putere. Am avut peripeții și Dumnezeu astăzi mi-a dat și biruință. Slăvit să fie El! Și m-am bucurat mult că dimineața ne-am pus iarăși cu toată familia, cu părinții, cu copiii, cu toți. Și Dumnezeu am văzut cum a lucrat. N-aș fi crezut. Noaptea n-am dormit și am zis, Doamne, ce mă fac? Cum o rezolv? Cum o scot cu ochi în mâinică? Și Dumnezeu s-a îndurat. Slăvit să fie El. Aleluia. În dreptul meu îmi doresc credință. Pentru că vremurile care ne stau în față vom reuși doar prin credință. Amin. Doar prin credință. Nu la ce pot eu, nu la cât am, nu știu ce am eu, doar prin credință. Asta e ceea ce îmi doresc în dreptul meu și zic ca Dumnezeu să ne umple pe toți cu credință. Amin. În direcția asta chiar aș vrea să ne rugăm, iarăși, a doua parte, să ne rugăm pentru țara aceasta. Mă îngrozesc.
Este har, fraților, este mare har. Că astăzi putem să ne adunăm și să chemăm numele Domnului. Noi am fost în Norvegia și noi am fost închis un an și ceva. Fără biserică. N-am avut biserică. Nu ne-au dat voie să ne întâlnim. A spus statul nu și acolo nu a fost. Și biserica s-a închis un an și două luni. Slăvit să fie Domnul, că noi ne-am rugat acasă, cu copiii. Dar să ne rugăm pentru țara asta. Ca lucrurile astea să nu se întâmple. Și Dumnezeu să păzească România. Că Dumnezeu poate. Că e un Dumnezeu atotputernic. Și un Dumnezeu care la El tot e cu putință. Ce nu e cu putință la mine, e cu putință la El. Slăvit să fie numele Lui. Asta să fie în a doua parte a rugăciunii. România. Ca Dumnezeu să o binecuvânteze, să-i poarte de grijă că El poate. Pentru că aici este chemat încă numele Domnului. Aici încă oamenii se mai roagă. Aici încă Dumnezeu mai are stufele de scos la mântuire. Și zic ca Dumnezeu să lucreze. Că mai sunt multe. Pentru că tot ce se întâmplă, de fapt, ne împinge și pe noi ca pocăiți să-L căutăm mai mult pe Domnul și pe cei nepocăiți îi împinge către Dumnezeu. Am văzut și mă bucur, văd că sunt și frați ortodoxi, deja văd că îi mișcă Dumnezeu și că se implică într-un fel, felul în care pot ieși și înțeleg ei și măriți să fie Domnul, că Dumnezeu a promis și Dumnezeu să se îndure încă o dată. Mă bucur și zic ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea putere, să rămâneți pe stâncă, pe Hristos, că El este stânca noastră. Și noi, și voi, cu toții. Slăviți să fie Domnul. Amin. Să ne rugăm.